comisiile de control. Mâine dimineață urmează să avem proiectul definitivat, urmează astăzi încă lucrăm, inclusiv în cursul seriei de astăzi, să-l aducem la sfârșit, mâine să fie definitivat, avizat de către instituțiile de stat și ministerele care au tangență cu aceste procese. Mâine îl vom propune expertizei anticorupție, Centrul Național Anticorupție, în speranța că miercuri acest proiect să fie gata pentru a fi examinat în ședința de guvern și, având susținere necesară în ședința de guvern, să-l propunem imediat Parlamentului pentru aprobare.